Bine v-am regăsit, simați prieteni! La sfârșitul lunii trecute, pe 20 martie de Ziua Internațională a Fericirii, am aflat din nou că țara cu cei mai fericiți oameni din lume este Finlanda. Raportul mondial al fericirii a fost făcut în 149 de țări pe baza nivelului de trai, a speranței de viață, a gradului de corupție, dar și a libertății sociale. Conform acestui clasament, Republica Moldova se află pe locul 65 la capitolul fericirii locuitorilor. Experții au spus că nu este o surpriză, precizând că Finlanda s-a clasat mereu pe un loc fruntaș. De fapt, surpriza este țara noastră, care a urcat în ultimii doi ani de pe locul 71 pe locul 65. Unii experți de la noi au rămas stupefiați că în baza unor criterii precum speranța de viață, rata șomajului, sprijinul social, corupția, inflația, PIB-ul și migrația, Republica Moldova s-a ridicat în topul fericirii. Scriitorul și eseistul Iulian Ciocan scrie că i s-a părut foarte bizar că o țară precum Grecia, cu plajele ei edenice, e sub Moldova, pe locul 68. Da, suntem pe locul 65 din 150 de țări, Probabil a fost o glumă, în ajun de 1 aprilie. Se pare că autorii topului au fost prea buni cu Republica Moldova sau habar nu au ce se întâmplă aici. După cum evoluează lucrurile în țara noastră pe timp de pandemie, la anul putem să ne prăbușim pe locul Afganistanului, ultima țară din clasament, crede Iulian Ciocan. Și totuși, stimați prieteni, ce putem face în mod real ca să avansăm în topul fericirii chiar și pe timp de pandemie? În primul rând, ar fi bine să învățăm lecția fericirii și încrederii de la cei care sunt în fruntea topului. Pentru al patrulea an consecutiv, Finlanda conduce clasamentul global al fericirii, urmată de Danemarca, Elveția, Islanda, Olanda, Norvegia, Suedia, Luxemburg și Noua Zeelandă. Finlanda s-a clasat constant pe un loc fruntaș în ceea ce privește măsurile de încredere reciprocă care au contribuit mereu la protejarea vieții și a comunității. Acest fapt este foarte evident și în vreme de pandemie. Carmen Lăiu de la publicație Semnele Timpului scrie că anul trecut, la mijlocul lunii noiembrie, Finlanda avea sub 20.000 de cazuri de COVID-19, în timp ce Suedia la o populație de două ori mai mare decât a Finlandei, se confrunta cu de aproape 10 ori mai multe infectări. N-a fost vorba de noroc, ci de o reacție foarte promptă în fața pandemiei. În primăvara lui 2020, țara a introdus o serie de restricții cu două săptămâni mai devreme decât alte țări scandinave, a declarat Mika Salminen, directorul Institutului Finlandez pentru Sănătate și Bunăstare. Încrederea în acțiunile guvernului finlandez s-a menținut la un nivel înalt de-a lungul pandemiei, existând foarte puțină opoziție față de măsurile antiepidemice adoptate. Un factor foarte important în consolidarea încrederii populației a fost comunicarea. Săptămânal, prim-ministru și alți oficiali au oferit informații clare despre criză și au răspuns întrebărilor în cadrul conferințelor de presă. A existat chiar și o conferință de presă în care s-a răspuns la întrebările copiilor. De asemenea, nivelul înalt de digitalizare a țării a făcut ca tranziția spre școala online și spre munca la domiciliu să fie ușoară. În același timp, grija pentru membrii grupurilor vulnerabile s-a concretizat în formarea unor grupuri de voluntari. Care au aprovizionat cu medicamente și articole de primă necesitate persoanele expuse riscului. După un an de pandemie, concluzia cercetătorilor este că țările cele mai fericite, precum Finlanda sau Danemarca, sunt cele în care oamenii au un sentiment de apartenență, au încredere unii în alții, se apreciază și se ajută reciproc. Un adevăr, pe care avem nevoie să-l înțelegem și noi, moldovenii. Poziționați nemeritat anul acesta pe locul 65 în acest clasament al fericirii. Pe de altă parte, unii analiști consideră că autorii topului nu prezintă o imagine obiectivă a fericirii națiunilor. Dacă vom compara calitatea vieții din statele europene cu multe alte regiuni de pe glob, nord-europenii ies în mod clar avantajați. Economiile lor sunt extraordinar de competitive, nivelul infracțional este redus, educația și medicina sunt excelente. Dar este oare corect să echivalăm satisfacția și calitatea vieții cu fericirea? Reprezintă oare bunăstarea materială și confortul social o dovadă intrinsecă a existenței sentimentului de fericire? Atâția filozofi antici teologii medievali și contemporani și mai ales guru orientali au afirmat că fericirea ține de spiritul interior, nu doar de factori exteriori. Bunăoare, etologul și scriitorul moldovean Dorian Furtună, într-o postare pe iluziafericirii.com, consideră că sociologii condiționează fericirea de prezența confortului și a bunăstării. Iar acest lucru este o contradicție de poziții și o eroare de metodologie și de evaluare. În India, de exemplu, unde există sărăcie lucie, oamenii adeseori demonstrează stări de echilibru psihic, de împlinire spirituală, de împăcare cu soarta, de bucurie mult mai evidențiate și mai trainice decât nord-europenii bogați. Numai că sociologii fericirii preferă să se conducă în concluziile lor după indicatorii economici, nu după cei emoționali, ceea ce reprezintă o abordare nu tocmai adecvată, a subliniat scriitorul de la Chișinău. Pe lângă aceasta, etologul mai menționează că tânărul filozof finlandez Frank Martela se arată la rândul său sceptic față de calificativul cea mai fericită țară în cazul Finlandei. Ca expert, el s-a simțit dator să publice un articol în revista Scientific American, în care susține că închipuirea despre fericirea finlandezilor este mult exagerată. La capitolul confort, bunăstare economică și calitatea serviciilor, Finlanda și surorile ei nord-europene stau foarte bine. Dar dacă ne vom interesa de gradul de exprimare a emoțiilor pozitive, descoperim că în topul mondial, se vor situa unele țări latinoamericane, ca Paraguay, Guatemala, Costa Rica. Pe această grilă de evaluare, Finlanda se va afla departe, departe de indicatorii cei buni. De fapt, finlandezii au niște schelete tulburătoare în dulapul fericirii, recunoaște filozoful. Iar aceste schelete sunt depresia, singurătate, tendința spre izolare, și sentimentul lipsei de sens în viață. Dragi prieteni, topul fericirii mondiale nu redă imaginea reală a lumii noastre. Adevărul este că poți fi fericit chiar și într-o țară săracă. Într-o ocazie, ambasadorul regional UNICEF pentru Asia de Est și Pacific, Sivon Choi, a spus că dacă vrei să fii fericit în pandemie, atunci răspândește bunătate, nu zvonuri. Prin urmare, haideți să răspândim dragoste, iertare, Încredere, bucurie, speranță și cu siguranță vom ajunge fericiți chiar și pe timp de pandemie. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.